Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragile mele, și din seria Haide să lucrăm împreună podoabe pentru Crăciun, acum m-am gândit să facem un foc de nea. Este foarte ușor de realizat, foarte ușor de făcut. Eu am lucrat cu Yarnat Christmas acestea, pentru că firul este sclipicios și e spectaculos. Astfel de steluțe sau fulgi de nea pot fi apoi apretate, stropite cu apret lichid sau am mai văzut la unele doamne că folosesc apă cu zahăr. Și apoi de la distanță cu un pic de abur sau puse și presate și le rămân, dar eu cu apret lichid folosesc, le stropesc pur și simplu și apoi le las pe o suprafață plană și ele rămân exact așa. Le punem o agățătoare și apoi arată superb, superbă o să arate în brăduțul nostru. Este foarte ușor de realizat o astfel de un astfel de fulg de nea, o să vedeți, și durează foarte puțin. Eu am vândut astfel de steluțe cu 3 lei bucata. Puteți să faceți și voi lucrul ăsta cum doriți. Cum facem? Deci, facem, ca de obicei, cercul magic la început. Scoatem și facem primul ochi. Apoi, în jurul cercului magic, facem 12 piciorușe scurte. Hai să-l fac un picuț diferit față de celălalt pe care l-am înainte. Deci 1, 2, 3, 4, deci 12 piciorușe scurte de jur împrejurul cercului magic. Am făcut 12 piciorușe scurte. Acum strângem unim cu picioruș alunecat exact la început și tragem bine. Și acum vom face 12 piciorușe duble cu un ochi de lanț între piciorușele duble în fiecare ochi. Și ne vor lăsi la final un cerc de 12 piciorușe duble. Deci 1, 2, 3, ăsta e piciorușul dublu. Ochiul de lanț dintre, asta e la început, și acum vom face exact în următor. Deci, piciorușul dublu, ochi de lanț, în următor. Piciorușul dublu, ochi de lanț, și apoi în următor, până la capăt. Am făcut 12 piciorușe duble în fiecare ochi de pe rândul anterior, un ochi de lanț între. Acum unim una, două, exact în dreptul celui de-al treilea ochi de lanț, aici de la primul, unim. Acum cu piciorușul alunecat ne ducem în spațiul dintre picioruși. Piciorușul alunecat se pășește. Și acum facem 5 ochiuri de lanț în fiecare lăcaș dintre piciorușele duble. 1, 2, 3, 4, 5 și băgăm în următor. Picioruș scurt, prindem. 1, 2, 3, 4, 5, băgăm în următorul spațiu, cu picioruș scurt. Și așa vom face până la capăt. Deci un picou de 5 ochiuri de lanț și unim cu picioruș scurt în fiecare. La final vor fi 12 astfel de picouri. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mai avem de făcut încă o buclă cu 12, a 12. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și prindem exact aici. Mă scuzați, am răcit puțin. De fapt, am luat o viroză, mi-a plasat-o soțul meu, el a adus-o acasă și văd că mi-a plasat-o și mie. Am încheiat, deci, cel de-al treilea rând. Acum, cu piciorușul alunecam, ne ducem în următoarea buclă.
și vom face partea de final, ultimul rând. Deci, pornim 3 ochiuri de lanț. Asta e ca în locul unui picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Mai facem încă un picioruș dublu, deci avem 2 piciorușe duble. Acum, facem 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și unim cu piciorușul alunecat la baza celor 4 ochiuri de lanț. Acum, un picioruș triplu, deci dăm de 2 ori după croșetă și scoatem o dată de 2 ori, de 3 ori. Facem 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, unim la baza celor 6 ochiuri de lanț, se formează bucla aceasta, încă un picioruș triplu, mi s-a agățat, deci un picioruș triplu, deci scoatem o dată, de 2 ori, de 3 ori, 4 ochiuri de lanț, 4, băgăm la baza lor, piciorușul alunecat și încă 2 piciorușe duble. Un picioruș dublu, și încă un picioruș dublu. Deci, practic, în fiecare buclă, unde vom face forma aceasta de steluță, deci avem 2 piciorușe duble, un ochi de lanț din 4 și unim la baza lor, celor 4, cu picioruș alunecat, apoi 2 piciorușe triple pe mijloc, dar la primul picioruș triplu facem 6 ochiuri de lanț, unim la baza lor, cu piciorușul alunecat, încă un picioruș triplu, facem 4, exact ca în partea asta altă, 4 ochiuri de lanț și unit la baza lor și încă 2 piciorușe duble. Acum, 3 ochiuri de lanț, prindem de următoarea buclă, 3 ochiuri de lanț și repetăm ce am făcut aici, exact cum spuneam. Deci, un picioruș dublu, încă un picioruș dublu. Acum, vom face cei 4. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Unim la baza lor. Acum, picioruș triplu, dar de 2 ori după croșetă. Și scoatem de 3 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Facem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, unim la baza celor 6 ochiuri de lanț cu piciorușul alunecat, încă un picioruș triplu, scoatem o dată de 2 ori, de 3 ori, de 3 ori, 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, unim la baza lor și încă 2 piciorușe duble. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, unim în următoarea buclă, 3 ochiuri de lanț și vom face următoarea petală, nu știu cum să-i spun, la fulgul de nea, următoarea parte la fulgul de nea. Ne vor ieși, ele fiind 12 în total, ne vor ieși 6. Uitați, 2, 4, 6. Exact așa ne va ieși, ne vor ieși. Deci aici avem 2 piciorușe duble, 2 piciorușe duble și 2 triple pe mijloc. Și vom face până în capăt și atunci suntem gata cu fulgușorul.
de nea. Așa. Deci am ajuns aici, am făcut 3 ochiuri de lanț, am prins alternativ, odată prindem, odată facem vârful acesta de steluță, de fulg, cum vreți să-i spuneți. Așa, așa cum facem ultimul vârf. Deci picioruș dublu, încă un picioruș dublu, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, prindem cu piciorușul alunecat la baza lui, picioruș triplu, facem de 3 ori, 2, 3, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, exact ca și la celelalte, prindem la baza lui, încă un picioruș triplu acum, picioruș triplu, 4 ochiuri de lanț, prindem la baza lor și 2 picioruși dubli la final. 1, 2 picioruși dubli, 3 ochiuri de lanț, unul între, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și ne uităm unde, vedem. Deci e sub buclă, acolo trebuie să prindem, deci aici. 1, 2, 3, exact aici prindem. Cu piciorușul necat. Și tăiem. Și steluța noastră sau fulgul nostru de nea este gata. Uitați. De fapt, puteam trebuia să las firul un pic mai lung ca să-i fac bucla de prindere. M-am grăbit un picuț acum. Poate fi lăsat firul și asta să-i facem bucla aceea în care să-l punem un brăduț. Acesta e fulgulețul nostru sau steluța. V-am spus, stropită cu apret lichid. Eu am un pulverizator cu apret lichid nediluat. Pulverizez de 2-3 ori pe o parte, de 2-3 ori pe o parte, las pe o suprafață plană, așa, și ea se păstrează, își păstrează forma, rămâne exact așa, plană. Și apoi, așezată în brăduț, se vede foarte, foarte, foarte frumos. E spectaculoasă, vă spun, arată foarte, foarte bine. Și după cum v-am sugerat și după cum fac și eu, puteți să faceți și un bănuț pentru a le lua ceva copiilor și a le pune sub brăduț sau pentru a cumpăra alte, a face alte daruri celor din jur. E un moment în care chiar putem să lucrăm și putem să facem și bănuți. Acesta a fost tutorialul, scurt și frumos, lucrul final. Dacă v-a plăcut, dați like și share. Puteți pune întrebări despre orice etapă a lucrului la oricare din tutorialele făcute de mine și ne revedem data viitoare cu un alt tutorial, cu o altă podoabă pentru sărbători. La revedere!